Unde? Să le arătă toată lumea și mai mare că sunt un nou episod. Eu sunt Scorpion și astăzi am revenit cu un nou episod Forță de Brawlhalla. Păi hai să vedem cum jucăm. O să vedem pentru că s-au adăugat chestii noi, s-au adăugat noi skin-uri pe arme și pe caracterul acesta. Să vedem puțin prin shop, să vedem ce s-au adăugat noi taunturi. Rogue, Paper, Scissor. Bun. Legende, văd că nu s-a băgat nimic nou. Nu, nimic nu scrie nio. Skin-uri s-au băgat doar vreo 3, 4, cu ăsta. Robot. Arme, skin-uri pe arme s-au băgat puține. S-au băgat doar aceste 3. Aceste 3. Cum să zic, tanturi, dar tanturi se numesc. Bun. Roboții nu s-au adăugat nimic. La efecte nu. Avatar. Nu rest nimic. Bun. Hai să ne cum jucăm. O să jucăm 1 versus 1 strikeout. Îmi place la strikeout-ul. Sau nu? Ia. Hai să vedem dacă putem juca... Nu, nu putem juca altfel. Hai să jucăm. Eu o să joc cu... Ce caracter o să joc? O să joc cu... O să joc... Nu cu Scarlet. O să joc cu piratul, cu Nyx, nu-mi place Nyx, mi se pare destul de nașpa. Alt caracter mai bun, Lord Vrax și Yumiko. Bun, astea sunt caracterele, acum suntem cu boți până când o să ne găsesc meci. S-ar putea să dureze ceva pentru că nu prea se joacă... Ba da, s-a găsit destul de rapid. Na, are două caractere cumpărate, altfel ca mine. Bun. S-ar putea să fie un match destul de intens. Tipul s-ar putea să... Da. Eram sigur că o să campeze. Tipul are... Da. Cui nu-i place să campeze? Ce... Să... Da. Cum am zis, așteaptă, lovesc eu, după aia dă și el. Nenorocitul face aceeași mișcare. Nu că eu n-aș face la fel, dar să nu mai comentăm. Uite, frate, handicapatele. Bă, de somn. Aha, happy slash. Ți-am zis eu ceva acum, vorbe foarte frumoase, dar poate mai încolo. Hai că cu caracterul ăsta nu mai ai șansă să mă bați. Hai să văd. Fac aceeași mișcare ca ultim. Caracter rapid. Rapiditatea, tasă. Ce știi tu toate caracterele? Bă, să fac ceva, dar nu? Ba. Și ceva? Mă duc... Gata. Trebuie să opresc microfonul, că... Încă se întâmplă chestii... strani. Handicapul, măti. Yumiko! Da, acel om avea pareză pe creier și... Da, de-aia m-a bătut. Am scuză, avea pareză și de-aia m-a bătut. Eu sunt un om foarte cinstit și las oamenii cu pareză să mă bată pentru ca să simtă o bucurie. Da. Așa e dragul vostru Scorpion, este un om așa de bun, încât meritați să vă abonați la el. Pua! Pe bune? Cu tipul ăsta trebuie să mă bat eu? Ok, ciudat. Da, și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe pentru că mă motivează să continui. Da, o să presim că o să iau mare bătaie pentru că joacă cu un caracter nesuferit. De tot. Deci dacă îl bag pe ăsta, sunt bun.
Pentru că tipul clar a băgat bani în joc, dar... Asta e partea a doua. Frate, caracterul lui e foarte încet, dar nu se descurcă. Afare. Bă, că mi-ași picioarele în campul tău, frate, ce ești handicapat? Grav, o pareză pe creier și pe mâna stângă și campezi. De ce ești țăran? Ia uite, campează arma. Crește, frate, e nevant. Mă, deci abia să vezi când te campai eu, frate, să nu te mai ridici jos. Ia uite, uitați handicapatul. Și mai... Ha, hai, fraiere, hai, cazi-mi void. Ha, mă, dar... Mă, vezi că după aia ne sub... Pareza ta pe creier de copil. Na, frate, hai, să te văd cum mai vii. Hai, mai vii? Are you kidding me? Totul ești cel care mă nimerește. Care mă nimerește. Hai, frate, mai vii? Mai vii la mine? Să-mi dau mere? Să-mi dau mere sau pere? Oh, deci, dacă m-am zis, tipul a băgat ceva bani în joc. Aha, frate. Sunt un camper mai bun ca tine. Mersi. Cred, mersi. Bă, și lasim. Da, dragul vostru, Scorpion, are foarte mult talent la acest joc și... Da. Cum am zis, ce nu fac eu pentru copii cu pareză? Mamă, m-a prins! Tipul le are. Pfua, fix în combo-ul lui m-a dus. Tipul chiar se pricepe, n-am ce să zic. Nu știu, ori joc eu groaznic pe cum joc de obicei, ori nu știu ce să zic. Nu știu, hai să încercăm și alte caractere. Nu știu ce alte caractere să mai jucăm, n-am nimic la notificări. Hai să încercăm caracterul ăsta de rahat. Bun, am filmat doar 9 minute. Păi cred că o să mai filmăm un match și cam asta este. Bun, apăsăm că... Bun, nu știu ce, nu mă băga în meci. Mă, cum ne-a prins ăla în combo? Nix! Mă, miraj și cățelușul. O să fie un meci destul de greu. Așa, să scrieți în comentarii și la videoul ăsta, nu numai la cel de Zula, dacă vă place mai mult cu vocea mea sau să pun o melodie pe fundal. Mamă, vezi că am și pistoale. Aha, fraiere, aha. Aruncă-ți cu rahaturile tale după mine că nu mă prizi. Da, o să-i sar de gemea tot meciul, o să fug de ea. Și o să încerc să-l luase nu mă atingă. Aia e foarte greu. Toți știu să joace, frate, cât de bine știi să jucați. Are you kidding me? No, are you fucking kidding me? Cum se... Îmi place că tipul nu campează arme, asta e un tip bun. Tipul joacă serios, bă. Și eu nu! Ar trebui să mă apuc și să joc serios jocul ăsta. Na, no, just for fun. Da, tipul are hack-ul, știa pe unde să mă duc, gata. Gata, am scuze și tipul ăsta are hack-ul și... Ăia doi au avut pareze și am lăsat să câștige și ăsta are hack-uri. Eu sunt țăran și eu campez. Dar v-am zis, are hack-ul, știe exact unde mă duc. Aha, eu vezi, nu știe că fac asta și nici asta. Și sunt un camper de desăvârșit. Aha, hai, intră tu.
tu în cine dai. Vezi tu în cine dai. Oh, facem dăste nenorocite, am? Bine, bine, mai vedem noi. A, faci dăstea cu lăudăroase, ani, am? Ha, ha, ți-ai uitat cu asta, nabă. Știu, nabă. Nu, nu mă prinzi, hai. Nu, cum ratez? Așa, frate, hai. Aha, știi, dau sau nu știi? Stai că mai pe miraj. Și asta e mai agresivă, frate. Asta e destul de bună caracterul ăsta. Mă, dacă știi să faci alte mișcări în afară... Da, cum am zis, sunt foarte picioc la acest joc, deci... Da. Da, cu tipul ăsta să mă bat o grămadă. Poate-i Corvino! Hai mă, hai să ne încărăm mai șmecher cu coasa. Tipul chiar știe să joace, frate. Deci tipii ăștia se ridică în ultimul hal jocului ăsta. Deci am văzut și niște tipi care știu să joace. Deci eu de-abia dacă știu să fac 3 combo-uri. Asta. Da, frate, cu tipul cu pumni o să mă bată. Eu care mă chinui să-i campez pe toți. Bă, tot tipul. Mă, cum am rămas. Păi, na, o să pun și capăt acestui video, pentru că nu vreau să fac foarte lung. A fost destul de ok. Sketch-ul meu, GG. Păi, na, cam atât și cu acest video. Sper să vă placă, nu știu. Să-mi ziceți din nou părerea voastră dacă vreți să pun înapoi muzică sau să vorbesc eu în videouri. Na. Ce să vă mai spun? Like, subscribe. Prada viitoare, eu am fost Scorpion, numai bine.